Radio cu Oana Tache și Sore Mihalache. Păi așa am vorbit că încheiem emisiunea împreună și așa s-a și întâmplat. Am petrecut o oră împreună, mai avem un pic de tot. Dar nu plecăm până nu aflăm de la Sore care este cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de-a lungul timpului. Lasă lucrurile să se așeze. Ia, uite ce frumos! Da, iar ne întoarcem la răbdare. Am învățat-o pe jumătate, am învățat-o 80%, depinde de situație, atunci aplic lecția învățată sau nu. Dar este ceva care cred că ar trebui să ne ghideze pe toți, că suntem atât de cumva obsedați de control, obsedați să controlăm lucrurile sau outcome-ul lor sau oamenii din jur, încât uităm să trăim efectiv ce am avea de trăit. Right here, right now, cum s-ar spune, în prezent. Mm-hmm, da. Există vreo întrebare nepotrivită pusă de vreun fan de-al tău? Că acum, Ana, stai de vorbă cu ei și pe online, mult de tot. O întrebare pusă de vreun fan? Nu știu. Nu cred că a fost nimic nepotrivit la modul ăsta. Să fie disruptiv. Și oricum, știi cum e în online? Te deranjează ceva? X? Uh-huh. Adică nu te obligă nimeni să răspunzi. Și în general, măi fetelor care ne ascultați. Așa. Am citit eu undeva pe o pagină de psihologie că este sănătos ca femeie să dai ghosting, by the way. Așa. Pentru că energia este atât de prețioasă și nu oricine are dreptul să se înfructe din energia ta, fie și printr-un mesaj pe Instagram, de exemplu, dacă este ceva offending. Ți s-a întâmplat să blochezi pe cineva din industrie? Din industria media din România? Nu, niciodată. Nu, n-ai avut chestia asta, vreun bif, că știi că acum se poartă. Ne ridicăm în funcție de cât de tare ne scandalizăm. Nu m-am certat cu nimeni niciodată. Uh-huh. De nicăieri. Uh-huh. Niciun om. Asta pentru că ești tu foarte echilibrată și pentru că... Păi, dar n-am fost așa. Dar pur și simplu, nu-mi place violența, nu-mi plac conflictele, prefer să discut, prefer să las de la mine sau prefer să pur și simplu scot din viața mea. Ultima întrebare, Sore, vin foarte multe mesaje, cum că ai ieșit o ediție super și îți mulțumesc pentru asta, că uite, am spart gheața. Mai vino! Tache și cu mache! La Virgin Radio. Bun, întrebarea ultima, da? Vreau să știu, pentru că tot am zis că ai făcut pariu cu viața încă de atunci, de la pariu cu viața și de la Lala Band. În ziua de astăzi, uite, suntem pe 7 septembrie 2023. Pe ce pui tu pariu, Sore? Oh, mai auzi cum am spus? Măi, pun pariu că, nu știu, la anul pe vremea asta voi fi de 5 ori mai câștigată, ca să zic așa, pentru că sunt un om ambițios și ce-am mai spus cu legea atracției. Eu în momentul ăsta mai am un singur lucru de aranjat în ordinea în viața mea, un singur lucru personal, dar se va aranja și el. Bun, așa să fie, așa o să se întâmple și știți cum e că de obicei la interviuri te întreabă angajatorul și unde te vezi peste 5 ani? Ei, Sora a zis, eu la anul vreau să fiu de 5 ori mai șmecheră decât sunt acum. Un pic cam nebună, insistent așa, aș zice, da. Ambițioasă cum te știm. Ambițioasă, da. Mulțumesc mult de tot, Sore. Și eu, Ana. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ați stat cu noi și astăzi ne reauzim mâine la TikTok de la 10 la 13. Ai mei sunteți. Mamă, vine vineri, vă dați seama ce înseamnă asta. Începe weekendul împreună. Hai că Tache și cu Mihalache, Oana Tache, Sore Mihalache. V-am pupache. A, exact. Ne auzim mâine dimineață. Rămâneți cu Virgin.